Deși mii de companii au preferat să apeleze la munca de acasă, rezultatele par a fi surprinzătoare. Unele firme, mai ales din domeniul IT, au simțit o creștere a productivității, așa că sunt destui care își pun serios problema să-i lase pe angajați să lucreze de acasă și după ce se încheie criza sanitară. Sunt costuri reduse pentru firme, dar și pericole ca echipa să se destrame. Cea mai mare companie de retail online din România are 5.000 de angajați în 4 țări. Peste jumătate dintre aceștia au lucrat în această perioadă de acasă, iar sondajele arată că cei mai mulți au fost mulțumiți. Colegii noștri spuneau în proporție de 52% că se simt foarte satisfăcuți cu lucratul de acasă, 42% satisfăcuți și simt că sunt productivi în proporție de 98%. Deci nu suntem deloc îngrijorați în legătură cu productivitatea lor și ne gândim serios să prelungim această perioadă și în funcție de cum evoluează contextul. Analizele din această perioadă s-ar putea să schimbe condițiile de muncă, mai ales în cazul companiilor din IT. Ne gândim cât se poate de serios să facem chestia asta și în continuare. În domeniul IT cred că se poate lucra de acasă 100%. Noi am luat decizia de a prelungi lucrul de acasă pe o perioadă nedeterminată. Productivitatea, surprinzător, a crescut. Cel mai mare dezavantaj cred că este lipsa conexiunii și a socializării, care e o parte importantă din cultura unei organizații și de aceea am încercat să compensăm cât mai mult, inclusiv căutăm resurse de socializare online, am încercat să-i ajutăm cu resurse pentru a gestiona viața de acasă. Părinții cu copii ne-au zis că e un pic mai dificil să lucreze de acasă și atunci am găsit resurse online prin care să-i ajutăm să aibă activități cu copii. Dar și acasă este nevoie de condiții și nu toți angajații le au. Unele companii își ajută salariații cu bani sau discounturi pentru mobilier pentru a-și construi posturi de lucru acasă. Ideal este să ai un birou care să fie ajustabil electric. Acesta ar fi un exemplu. Da? Astfel încât să permită două lucruri. Când stai pe scaun, să stai la înălțimea optimă pentru anatomia ta și de asemenea să-ți permită o dată la o oră să schimbi postura în care lucrezi. Din ce în ce mai mult, și majoritatea firmelor de IT fac asta, este foarte, foarte important să nu lucrezi doar stând pe scaun, oricât de bun ar fi scaunul, ci să lucrezi și în picioare. Au fost și șefi care le-au permis oamenilor să-și ducă acasă tot biroul. Un scaun care să aibă un mecanism de basculare care să poată fi ajustat în funcție de greutatea persoanei care îl utilizează, care să-ți permită o postură corectă ergonomic, cu tălpile sprijinite ferm pe pământ, cu unghiul genunchiului și al șoldrului mai mare de 90 de grade, care să aibă în mod ideal și o peliculă care să permită o temperatură egală pe toată suprafața corpului, cu brațe ajustabile. Câteva sucursale românești ale unor multinaționale au anunțat că politica generală încurajează munca de acasă, iar la nivel global, Twitter a făcut deja asta. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.